Salut! Bine ai revenit la Doza de Speranță. Nu de puține ori atunci când ne referim la viață, spunem că viața este o călătorie. E adevărat. Însă nu-i suficient să spunem doar atât. De ce? Pentru că nu e o călătorie pe care să o fi ales noi, ci este o călătorie specială. N-ai ales să călătorești ce ai fost trimis într-o călătorie. De aceea, viața este o călătorie, dar în același timp este o călătorie cu scop. Este o călătorie în care tu și eu suntem trimiși cu o misiune. Așadar, am putea spune că viața este o călătorie misionară. Dacă suntem trimiși cu o misiune, înseamnă că misiunea aceasta va ajunge la un final și va trebui să dăm și un raport de felul în care ne-am îndeplinit sau nu ne-am îndeplinit misiunea care ne-a fost încredințată. Mâine, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom avea un nou timp de închinare. Două servicii, unul de la ora 9 și unul de la ora 11. Vom încerca să descoperim din cuvântul lui Dumnezeu cum putem să ne îndeplinim misiunea vieții noastre. Dacă suntem într-o călătorie misionară, trebuie să ne îndeplinim bine misiunea. Așa că te invit, dacă ești arădian, vino să te închini Domnului împreună cu noi. Se pare că va fi vreme bună și ne vom închina Domnului aici, afară. Avem loc suficient și condiții deosebite. Fie de la ora 9, fie de la ora 11. Dacă nu ești arădean, te încurajez ca să ne urmărești pe internet. Transmisia noastră live va începe mâine la ora 11. Așa că, indiferent dacă ne vom întâlni aici sau ne vei urmări prin intermediul internetului, am vrea ca împreună să descoperim cum să ne îndeplinim misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Îți doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat de El!